Bună dimineața, dragii noștri! Noi suntem a doua zi în Cernamorsk. Ne-am trezit! Cineva face reparație, da? Ne-am culcat aseară aproape de orele 12 și astăzi dimineața ne scot la orele 9. Așa, am dormit din plin ca să ne săturăm de somn, să fim odihniți. După ce luăm micul dejun, o să plecăm la mare, la plajă și planificăm astăzi să stăm toată ziua acolo, adică să stăm până seara. Să reușim să săturăm de scăldat, să ne bronzăm, planificăm să mâncăm și creveți. Și tăticul nostru, Sergiu, face o editare. Am făcut acum și eu dimineață o editare pentru canalul Joas Minei, de acum se descarcă. Și apoi le postăm pe YouTube. Ticul, dar ce editezi de acolo? Ia să vedem. A? Ce editezi aici? Cum spălăm mașina. Aha. Vlog, canalul nostru. Aha, ok. Vreau să văd mașinuța noastră peste noapte. Cum trăiește ea acolo? Cum se simte? Totul e ok? Ia, priviți, e fără numere acum. Am scos pe noapte numerele și le-am pus în portbagaj. Că nu vrem să rămânem fără ele. Aici se scot numerele la străini, se scot numerele și apoi se cer o sumă mare de bani ca să le întoarcă înapoi, cum am zis. Deci și noi le-am scos ca să nu avem în vacanța noastră, să nu avem probleme, da? Sunt destul de nou vacanța. Videoclipul jos minimare de descărcat 39 de minute. În acest timp reușim să luăm micul dejun și să ne pregătim pentru a merge la plajă. Sergiu a reușit să ajungă și la market dimineața, să ia apă. A luat apă, șampon, a luat și a găsit și așa niște bombonele. Noi ne plac foarte mult, ele sunt cu... Acestea nu sunt cu... Tăticule, acestea nu sunt cu cocos, de obicei sunt cu cocos. Acestea sunt cu altceva, crunch ceva. O să vedem, o să mâncăm plajă. Micul meu dejun se conține din iaurt, banană, la Sergiul tot iaurt, doar cu caramelă și banană. Și aici vreau să pregătesc terciul. Mie cu in, Sergiul cu piersic. Sergiu, nu mă uite acum, el caută melodie pentru vlog. Ibiselu, hai că mâncarea gata. Hai să mâncăm, hai că se răcești terciu. Da, hai, lasă. Doamne, binecuvântează mâncarea aceasta, binecuvântează întreaga această zi, binecuvântează-ne și ajută-ne toate să mâncăm frumos, comentarii plăcute. Doamne, te rugăm, binecuvântează-ne, păzește-ne de orice rău, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca să fim o lumină, oriunde am fi noi, te rugăm. Pentru că bine contează ființele noastre, Doamne, păzește-le, protește-le, Doamne, și fii cu noi în tot ce facem cu noi. Amin. Amin. Frumoase, scumpule. Aleluia. Trebuie să vedem cum e. Eu n-am pus nu știu dacă are zahăr. Vă rog să pe dăm pe zahăr. E dulce sau nu? Nu, e ok. Ok? Are zahăr, dar nu mă dată cu băzit. Numerele noastre au fost în portbagaj, după cum v-am zis. Eu vorbești în spate și în vorbare era, da? Dacă coperi, n-aș geacă, o să speli. Tăticu, să... Ce? Opa, pisicuța! Am spălat-o și pe ea. Sergiu, o să pună numerele. Da, în spate și în față, da. Eu mă duc de și să arunc gunoi, să ca să adunat acum dimineața. Mii, tăticule? Da. Văd că s-a înnourat. Afară, dar soarele e posibil după 9 ore, tragem, deci că o să fie soare, că și să reușim soare. Să ne bronzăm. Dacă nu găsim noi ocupație, așa e? Da. Nu râde spate, ticul de acum l-a pus. Pune și picior din față, da? Acesta e numărul nostru, dacă vedeți mașina cu numărul acesta în orașul Chișinău, să știți că e mașina noastră. Da, tăticu? Da. Mergem? Hai să vedem cum e mare astăzi. Aba.
bombonica? A bombonica se poate. Eu pe asta. De care? Da. Sau, astea sunt de la România, da? Fetelor le lăsa. O, eu aceasta. Ia să iau de aceasta pură cu buruiene, da? Ierburi. Mm-hmm. Tot părta că le-ai dat și tu, da? Da, fix. Uh-huh. De aceasta. Bine, mergem! Mm-hmm. Văd că și vinciorul de acum se strănește. Vom vedea. Vom găsi o ecuație? Da, da. Cel mai important că suntem în doi. Asta e, au răspuns și eu tot așa. Bine, stai să-l pun că mă să facă pip, pip, pip. Pip, 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 să-mi pun centura. Așa. Este. Uităm în spate. Dacă ai așa, mă... Nu e un computer aici, că poți să vezi în spate cum dai, când parchezi. Și foarte, foarte bun acest lucru, da? Mm-hmm. Așa. Acolo nu-i... A, este un microbus parcat, dar e departe de noi. Așa. Și acum ne întoarcem. Acesta e blocul unde noi locuim, la etajul 3, 1, 2, 3, ca acolo unde e cu alb. Mai dăm o dată înapoi. Da, pentru că aici mașinile s-au parcat și în spate și în față. Așa, este. S-a făcut, deci foarte mulți copii, toți ruși, ucrainieni. Dacă erau români, precis că unii dintre ei aveau să ne cunoască pe noi, așa e, Tricu? Da, dar ieri la magazin, acesta mare în care noi am fost deja de vreo două ori, când am venit, ne-a recunoscut. Uite-ți și un băiețel. Părinții, da. A făcut poze, au filmat un mic video să demonstreze copiilor din orașul lor că ne-au văzut pe noi aici în Cernomorsk. Ei sunt din Soroca. Așa că tuturor celor din Soroca, salutări de la noi. Salutări. Eu mi-am făcut puțin machiaj. Sigur că diferența este fără machiaj cu machiaj, așa e, suntem noi toți naturali și când mai punem, cum să numim așa, o mască, că să arătăm mai bine noi femeile, să ascundem toate defectele pe care le mai avem, ca să ne simțim mai sigure pe noi, ce este machiaj femeile, ca să simțim mai sigure, da? Oricum, se trână deosebit, se trână când ești cu machiaj, oamenii, și când ești fără machiaj, se trână tot altfel de subiect, știi? Le se mai sunt locul publice. Ok. Dispoziția este, am dormit destul, suntem odihniți, suntem puteri, avem energie. Și chiar dacă mergem la mare, am făcut machiaj, poate să mă simt mai bine. Și am spus, dar spală cu apă. Dacă se spală, nu-i problemă mare. Nu să plâng în cap la aceasta. E liber acolo, e gol acolo, hai bine, nu suntem obișnuiți cu acest lucru. Mai merg și mă întorc în spate și mă conving într-adevăr, nu nimeni acolo, cum de? În spatele nostru este gol și încă e liniște. Am parcat de acum mașina noastră și aici vedem că este așa un muntișor. Vorbeam că se ducem în mașină, că de chiar dacă plouă, ducem tot bagajul în mașină și ne scaldăm și pe ploaie. Încă n-am făcut la mare să ne scaldăm pe ploaie. Să fie ceva neobișnuit, da? Da. Nu știu dacă o să putem filma acest că doar ce să nu dăm camera, dar dacă în caz ceva să... Eu știu, adică... Apa e mai caldă, da. Sau așa pare, știi? Pare, deoarece de sus vine mai rece și jos e mai caldă. Da. Dar vântul e foarte buncior, că se aude spre așa și în cameră, că vântul este. Dar e foarte bine! Da. Despiră pielea! Așa-i? Uite că suntem am ambeiază roz. Văzut? Nu. Ia uite acum, suntem ambe roz, nici n-am planificat așa. Ia vreo, și valuri sunt. Hai să vedem de aici și valurile. Ia priviți și valurile astea sunt. Wow. Dar vântul... Da, e super. Super, e că e acolo. Vrei acolo de valurile? Da. Să sări pe valuri? Da. Dar nu văd că este oricum multe. Dar cred că o să fugam și toții.
cald. Așa, coborâm în jos pe scărițe. Wow, super, mie îmi place timpul cum e afară. Noi ce și-am pus în mașină, adică noi avem nevoie de nimic? Avem nevoie. Opa! Eu bagajul meu mi-am luat. Hai, dar și tu de ce trebuie de aici, bine? Da. Hai, așteaptă să treacă. Tăticul. Și dar te-ai bucurat de timpul de afară, că mi-a dat și... Hai, tăticul, te aștept aici. Bine jos, aștept, bine? Hai. Sergio a uitat să ia și prosoapele, și șervetele care le aranjăm jos, a uitat și cremele. Sperăm totuși și soarele cu șosease. După 19 o să fie soare și ne putem și bronza. De bucurie că am ajuns la mare, uitați și tot să ia. Deci, Paluc, eu răspund de ghezanul meu, el răspunde de lucrurile care le-am regătit de acasă. Ia uitați-le ea, acuși o să vină. Da, valuri sunt foarte, dar nu ne place să sărim pe valuri, nu știu, cu din voi mai place să sară pe valuri, că la mare sunt valuri și sară așa în sus și treci peste valuri. E un sentiment și valul când mă ridic așa în sus puțin, e un sentiment foarte super. Asta aici în spate am mâncat, am luat cina și da, astăzi o să încercăm să vedem acolo ce este, de acolo unde scrie Stolovaia, acolo să încercăm să vedem ce mâncare este, dacă o să ne placă, cum arată în primul rând. Prețurile cred că o să fie bune, o să fie mai mari decât acolo, decât la restaurant. Așa că o să încercăm să vedem. Dar vântul... Mie-mi place. Mie-mi place vântul pentru că e foarte bine. E foarte bine. Marea! Salut, Ucraina! Oare sunt dintre voi cei care sunt, care ne vizionați, sunt și din Ucraina? Scrieți-mi în comentarii! Poate sunteți moldoveni, români care v-a plecat încolo în Ucraina și acolo locuiți sau sunteți acolo în vacanță, stăție și ne priviți noi acum, scrieți-ne că eu sunt acum în Ucraina sau eu locuiesc în Ucraina, să vedem câți dintre voi sunteți în Ucraina. Iată și Sergio vine cu bagajul. Ușor, îți place? Valuri, ridi la valuri, ridi la valuri, hai! Avem noi o istorie interesantă cu valuri. Da, da, da. O să povestim o dată viitoare, da. Dacă o să doriți să ne scrieți comentarii, să avem o istorie foarte interesantă cu valuri. Am pățit ceva noi în... Am fost lăiat acolo la mare, am pățit, adică am pățit ceva. Dacă o să vreți, o să povestim într-o zi. Așa, aici așa mult nisip că nu pot să merge încălțată. I-am luat Olga, nu știi criveți. Mănânc și eu cu ea, dar... Mai mult eu mănânc. Mie nu-mi place să mă joc cu ele. Procesul de curățare, nu-mi place cu Sergio. Smărunte, aș mânca mai mășcate, mai mare plăcere. Asta. Și Olga îi place foarte tare, da? Da, nu e... Cum așa să fii la mare să mănânc și criveți? Da. Am fost în România și acolo criveți nu am găsit, chiar și-am căutat prin, să fie, să vând să-mi la pahare, verticat, dar nu am găsit. Și parcă ceva nu ne ajunge, ne-am trăsit la mare, să fii să mănânci creveți. Dar acum?
Aici la Craina o să mâncăm ustuia. Am vrut mai mășcate, dar sunt foarte ușoare. Ne-am găsit acolo în supermarket 100 de grame, 20 de gripi. Primesc la 3 lei românești, 12 lei. 3 lei românești, 100 de grame. Și atunci îți cumpărăm 300 de grame, să trebuie sigurii, să ne punem la plajă. Da, da. Și mai bine așa. Dar cum așteptăm să treacă să ne ocupăm cu pești, cât pești strat? Cioc să consumești. Sfântat, da. Sfântat, uscat, așa. Am uitat cu pești, da. Pești, parcă mai golumbieță, nume de mare. Sau altceva să fie. Pești uscat, nu-mi place. Vă arătăm și vouă. Trebuie să treacă cineva, da, să cumpărăm. Mare e super. Am intrat în apă, e super. Simplu valurile. Mă rog, nu vă putem transmite aceste emoții. Nu avem camera aici. Noi că și noi neapărat o să filmăm și când o să fim cu valuri. E foarte super. Valuri vin să vin, e clas. E bun? Foarte bun. N-ai de nici plăcere să mănânci pierde și să te uiți la valuri. Da, valurile superbe! Vă cum vedeți, multă, multă lume este în apă! Pentru că valurile super sar peste ele, te străbesc! E așa un simț neobișnuit, așa-i? Japanerie, ce e așa? Și a ieșit soarele, și a ieșit soarele, și putem bronza! Superb, superb! Vedeți ce frumuseți aici este? Și lângă această frumusețe, natură, noi luăm prânzul. Am flămânzit, valurile ne-au spălat, ne-au curățit, ne-au flămânzit, ne-au scurs, da? Au golit stomacul. Și am venit încoace la o ospătărie care am zis încă de ieri. Așa, mâncarea cum mai era pe sfârșit, noi am reușit să luăm cam printre ultimele. De te cum ce ai acolo? Două prăjale, paste și salată de castraveți și roșii. Și ce să e ceai de carcade roșu, da? E da, e ca un compot, e rece. Și prăjoalele sunt din găinuși, care am întrebat. Eu am hrișcă cu o prăjoală, salată și tot ceaiul, da? E cam erau, cam, hrișca mi-a dat ultima. Salatele mai erau încă. Ceaiul am luat ultimul. Așa că noi am reușit. Bine că ai spus, hai să mâncăm, că avem să întârziem, așa-i? Da. Ok, poftă mare nouă! Micul dejun, vreau să spun, am luat prânzul, a fost foarte delicios. Dar am mâncat așa ca acasă, foarte, foarte delicios, s-a trecut. Da, foarte. Am mâncat foarte bine, acum a ieșit soarele și venim să ne bronzăm. Pe mine mă trage la somn. Sigur, e să doarmă. Eu o să mă bronzez. Mă dau cu ulei și ne bronzăm. Tu ai să bronzezi dormind, așa? Da, tu să mă trezești peste fiecare 10 minute, ca eu să mă întorc pe altă parte. Bun, bun, ne-am înțeles. Salut, peștișorul! Ia primit să ne-am păsit așa un pește. Un pește uscat. Se primla pe aici și ia venit cu așa. Ia ghici, ce fel de pește e acesta? Noi l-am cumpărat, am glumit că l-am prins. Dar cum că e ce fel de pește? Cu dinți. Are dinți? Sigur. Are dinți. Ok. Ok, vă zicem noi dacă voi nu știți. E știucă. Știucă. Aceasta e știucă. Pentru prima dată o să mâncăm noi știucă. Zvântată. E pusă măcăluța. Și are foarte multă carne. Da? Da. Știi cum rupi pe date? Da. Cum așa? Hai așa ca să văd eu cam. Cum ai să faci pe date? Cât de mulți la mine și cât de mulți la tine? Băi, aici uite puțin deja de aici. Băi, dar cam nu vrea să se rupă. Cuțet nu avem, așa? Nu. Păi, dar mâncăm împreună, nu vrem să rupem. Hai? Da? Da. Hai. Rupe o bucată. Da, păi... Nu poți rupe bucată. Dar nu așa, acolo e osă. Deci, din coași se rupe. Din coași se rupe. E așa. Iată așa. O, așa e super. Eu fiu în parte sau parte. Trebuie să luăm, da. Da, cum era aici, trebuie să stai neamdu. Da, niți, scurcăm noi, amușul, rupem. O, oh, are cărniță bunicioară aici. Mi-a să gustăm. Da. Părintea să-mi pădus eu bucata. Da, văzut sau mai, m-a făcut. Ii văd. Are mult cărniță. Ia auzi. Da, noi când e la mare, mâncăm și creveți, pește. Dar suntem la mare, mâncăm. Au, este. Ți-ți trebuie, îți place mai mult os? Poftim. Ai, e mult rudosă.
Am rupt peștile jumătate. Am stricat jumătate. Da, ți-ai like și tu acolo care, nu? Am destul mai mult ca la tine. Da? Da. Okay. Mulțumesc, ești foarte drăguț. Cum? Ia priviți câtă lume în apă. Foarte multă lume în apă. Toți sar pe valuri. Ia priviți mult. Și plajele sunt super mega încărcate. Foarte încărcate plajele.